Primăria Comunei Șag suplimentează campania de plantare din această primăvară. Pe lângă cei 700 de tei plantați săptămâna trecută pe raza localității, în următoarele zile se vor planta încă 600 de tei. Ne bucură faptul că un număr mare de locuitori din Șag a răspuns comunicării primăriei și a manifestat o deschidere mare în ceea ce privește solicitările numeroase de plantare a teilor în fața propriilor gospodării de pe raza localității Șag, respectiv pe domeniul public. Un mediu îngrijit înseamnă sănătate. Ne preocupă acest lucru, iar în ultimii 8 ani pe raza Comunei Șag au fost plantați aproximativ 5.000 de pomi, transmite primarul Flavius Roșu.